Eu dau 100 de oi, 300 lăsaturi pe marginea de drum. Nu-mi trebuie pășune. E, dar când bagă 1200 la asta le trebuie mâncare. Ale le țineam cu un balot, astea îmi trebuie 10 baloți pe zi. Ca să le dau să mânce. No, și de asta vă spun că nu m-am închins la animale foarte mari. Am și berbeci aici, am berbeci 100, poate peste 100 de chile. Și, no, oile, cum zic, nu sunt nici mari, nici mică, să văd, sunt oi de mijloc. Dar eu sunt mulțumit. Și ca lână, și ca aspect, și ca orice. Având în vedere, cum v-am spus, că am pornit la niște reforme, că mulți mă băjocoric când le-am cumpărat, au zis că ori muri tăche. Dar nu muri. Pe timpul lui Ceaușescu am povestit cu cineva care ni prea tinghi la jina, cu maică s-am vorbit, și îmi spunea că pe luna de la 300 de oi își lua casă la o fată când făcea nuntă. Și acum nu suntem capabili să ne scoatem tunsul, să plătim oamenii care le tung. Dacă îți plătești oameni, nu reușești să scoți, că la 1000 de oi trebuia să dăm 60, 70, 80 de milioane la tuns. Și atunci umbla femeile pe câmp să caute lână de oaie, să facă o haină sau un ciorap. Sau... Cum ai eu câini ciobănești am din... Ce să zic, nu-s rasă pură, nici unul. Am avut tot felul de rase. Dar am ajuns la concluzia că până la urma urmii corciurile astea, adică rasele între ele sunt mai buni, corciți așa. Îs de acord cu orice rasă de câini. Am avut și bucovina, am avut și carpatini, am avut și mioriti, și cangal, și tot felul. Și corbi, ai spus. Și corbi, da, așa cum am o căsau de corbi. O puteți filma aici, de față. E foarte, dintre toți câinii, zic eu că corbi cei mai aspri și mai vigilenți, mai buni. Și au venit un... Eram așa pe marginea la șosea, a fost mâncată, chiar am terminat de mâncat. Și s-a oprit o mașină străină acolo pe drimine, dar sunt câțiva ani de zile. Și zice, bă, vrei să-ți omor câinii? Eu mă așteptam să scot o armă de vânătoare sau ceva, cam cum adică să-mi omor câinii? La care domnul o lăsa jamul jos și a sărit un amstaff între câinii mie, un câine de lupte. Chiar l-aduceau de la ceva concurs, cum o câștigat acolo. El a văzut că am doi câini aici de ciobănești lângă mine, s-a gândit probabil că cum ne abate sau nu, arâde de mine că știu eu ce face câinele lui cu omnei. Eu nu dau sfat aici să-l duci, să-l pui la bătaie cu niște câini ciobănești. Pentru că aici sunt crescuți, aici sunt fătați, aici nu suferesc. Un lup, o vulpe, un urs, ce vin, mulți câini care își dau viața. Sunt în stare să-și dea viața, poate sunt conștient, poate nu, că mor, dar nu suferesc un animal străin lângă oile lor, lângă locul unde sunt crescuți, unde trebuie să păzească. Jaba cumpere un câine de nu știu unde, probabil că la om a făcut treabă bună și o merita mai mulți. Dar aducându-l în altă formație de câine, aici câine ăștia numai ce dau după el. El ar fi câine mare, matur, bărbătos, nu s-ar lăsa, mârâie, ăștia la alții îl mănâncă, adică îl bat și el deja se descurajează, nu mai are. Și cum a spus și dumneavoastră, nu vi zbate câinii pentru un câine. Am cum, pentru că eu dacă am crescut 7-8 câini și cât de cât îți bazat pe ei și aduc un câine de la un prieten de nu știu unde, bun să fie. Dar nu pot să renunț la a miei 7 pentru a la 1. Că a la 1 nu are cum să facă cât fac aici 7 la oaltă. Să vă luăm. Hai aici, hai bătrânii, hai aici. Să vă luăm. Să vă luăm. Să vă luăm. Hai aici. Ce? Bă! Astea dau o veche tătului. Cel puțin la mine este de vreo 30 de ani. Vă salut, domnul Marius. Multă sănătate. Ce faceți? Păi, răbdăm un pic de frig. E frig aici la nevoastră. Da. Ce e frig, faci? Dar e o zonă frumoasă. Foarte frumoasă. Și aveți o turmă de oi numeroasă și oi este frumoase. Mulțumim la Dumnezeu. În asta ne zbatem. Să avem ce ne trebuie. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți crește. Doamne, dă-ne, puteți. Unde ne aflăm noi acum? În Berec. În Berec. Da.
Bătrânii zicea mai e mult că aici e picior de munte. E rece, tot timpul suflă vântul și pe timp de vară nu ai nevoie de să umbli la tricou, că e răcoare tot timpul. De pe Vlăgeasa bate direct aici vântul și aerul rece. Se simte. Anul ăsta nu mi-a fost niciodată frig la degete, dar acum mi-e frig. Aici, da, e răcoare tot timpul. E și da, o pășune bună exact ca la munte, așa, iarbă proaspătă, apă bună, poți să bei de oriunde, din orice părău, din orice râpă, că e tot apă de izvor, nu-i ca din alte părți, apă stătută. Le place la animale zona asta, foarte mult. Și sănătoase, se vede pe ele, nu le tratăm tot mereu cum le fac alții, 3-4 tratamente în tovară. Doamna, și primăvara, și e bine cum e, nu tușesc, n-au muci, după cum se văd pe ele, nu mucoase, nu tușesc, nu nimic. Sunt foarte sănătoase animalele și mieile mele bine, laptele, e lapte gras de aici, lapte bun, vreau să zic. Și legat de tratament, de ce nu le faceți? Nu-i nevoie? Nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu. Dar oare din ce cauză? E oaia ca atare? E zona. Zona? Zona, da. Dacă schimbăm pășunea, de exemplu, și coborâm undeva mai la vale, unde e mai mlăștinos, mai curogos, mai, mă rog, acolo deja necesită mai mult tratament oile. Aici nu este, cum să zic, călbază în iarbă sau așa. Aia nu-i mlăștinos. Nu-i mlăștinos, nu. E apă sănătoasă, nu-i sătută, nu-i clocită, bea apă de oriunde, e apă bună. Se poate bea și omul și animalul apă de oriunde. E apă limpede, curată, curgătoare, pe tot locul, plin de izvoare. Apă rece și vara e foarte rece apa, nu rece. Avem pădure, iarba e iarbă scurtă, apă, adică iarbă de munte, așa oarecum. Iasă și sănătoasă, nu-i ca și până alte părți, că știu eu. Nu, e apă bună. Și pășunea iară bună și lor le place, le cum să zic, le priește, le priește așa, da, zona. Le priește zona asta, da. Cu totul că de multe ori pare că nu-i nimică pe câmp mâncare. Dar ea le păsară sătule, mâncă bine, se umple și, cum zic, sănătoase, nu necesită mult tratament, ca și în alte zone, că a mai fost și pe alte zone, dar nu. E iarba mai, știu eu, nu e așa sănătoasă sau nu știu care e treaba, tușesc animale așa, aici n-ai treabă. Două, trei tratamente pe an e suficient. Și zbune, curate la lâni, nu, se vede pe ele, cu totul că le-ar tuns destul de târziu față de cum le tung alți șobani. Alții le tung pe la, știu eu, 1 mai. Noi le-am tuns pe la sfârșitul lui mai, am început și până în 15 iunie tot am tuns pe ele. Dar, nu, le-au mers bine, ce să zic. Suntem mulțumiți. Aveți oi frumoase, oi frumoase și grase. Ce am vrut să vă întreb? Aici e o zonă renumită în creșterea oilor. Că am văzut imași mult. Am, cum să zic, au fost și mai multe de cum sunt acum. Dar având în vedere că nu sunt cioban și nu sunt forță de muncă și așa, oamenii au mai redus din efectiv. Dar totuși sunt câteva mii bune. Cel puțin la noi în sat, aproximativ, zic eu, vreo 2000 și ceva, 3000 de oi sunt. Dar au fost și mai mulți. La câți crescători? Aproximativ 6 crescători. Da, dar au fost în anii trecuți au fost mult mai multe. Mult mai multe și au fost ciurzi, au fost, da. Dar acum lumea nu mai găsești cioban de bază, nu, ce să zic. Problema asta ne confruntăm toți, nu numai eu sau altul. Nu găsești oameni de bază. Și dumneavoastră, sunteți la oile dumneavoastră acum și aveți grijă de ele, da. Nu aveți cioban. Nu, pe am un cioban, cum să nu am, dar, nu, no, sunt cu familia mai mult, nevasta, copilul mă ajută la mulți. Deci la... în familie. Da, și eu zic că pe viitor asta și mai are treaba, dacă ai cu cine să le, cum să zic, din familie, o familie unită care să implice mai mult în treburile astea, mai are treaba, dacă nu, nu-i cu cine, așa e cu străini, că astăzi vine, mâine nu. N-ai nicio bază să-ți vinzi miei, că îi aveai cu cine mulge oile, dacă nu ești din familie, nu e sigur pe om. Asta e problema cea mai gravă. Nevoie de oameni serioși. Ciobani, no, terenuri să ai unde să le pășunezi, apă bună și atunci poți să zic, dacă vrei să mergi înainte, mergi. Dar, cum zic, e nevoie, e mai mult, e treburi. Pășune, apă, ciobani ca lume. Atunci, să se implice toată lumea, vreau să zic. Degeaba unul singur te-ți basca peștile pe uscat, nu rezolv mare lucru.
Ce-am vrut să vă întreb? Spuneți-mi, vă rog frumos, de când creșteți dumneavoastră oi? Istoria dumneavoastră, de când ați început? Am fost cioban la sat 5 ani de zile, pe urmă am mai fost pe la ceva patron de aici care au avut oi și de vreo din 2008 le-am amele. Dar bine, n-am avut așa efectiv mare, am început cu 120 de reforme. Pe urmă am tălăsat miele, am mai cumpărat în fiecare an. Pot să zic că banii cu cât am întreținut familia, numai ce-au rămas. Restul i-am investit apoi în oi. Tot am cumpărat, tot am cumpărat, le-am înmulțit. În fiecare an am cumpărat. O turmă mai mare, mai mică, știu eu, miele am lăsat și am ajuns la efectivul care l-am acum. No, și ele sunt animale sclave și nu rezistă mulți ani. 7-8 ani de zile, 8 ani maxim trebuie să schimbi ele. Îți reforme. Pe urmă, dacă nu-l lași tineret, ajungi să nu mai ai animale. Am tălăsat miele în fiecare an. Și anul ăsta avem aproape 300 de miele. De anul trecut avem 180 și ceva. Acum 2 ani iară vreo 170 și tot așa, în fiecare an am noi oile, am lăsat tineret. Dacă stai să te vinzi tineretul, adică miei, și nu-l lași de sămânță, ajungi nu, la animale bătrâne și la un moment dat trebuie să renunți sau să le cumperi înapoi de la început. Ei, nu e ușor cu ele, dar dacă îți place și ți-ți dragi animalele și ai cine te susține, mergi înainte. De la câte oi poți să-ți întreții familia și să faci ceva? Eu zic că de la 200 de mame poți să trăiești destul de bine o familie de oameni. Așa, pe de-acolo în sus, cu cât ai mai multe, și de lucru mai mult, dar și venitul mai mare. Clar că un efectiv mare de oi dă un anumit litri de lapte, vreau să zic, dă o cantitate de lapte mai mare, miei mai mult, subvenția mai mare, tot e mai mare și mai multe. Acum, nu, depinde și, diferă și de zonă și de spațiu cât ai unde să pășunezi, că nu poți să ții un efectiv mare de animale într-un spațiu mic. Clar. Dumneavoastră cum stați cu pășunea? Aveți pășune sau cumpărați de la oameni? Mai mult de la oameni. Mai mult de la oameni. De la primărie, din păcate, n-am numai 20 de hectare. Așa s-au fost când s-au împărțit. Atunci a fost un efectiv mai mare de animale. Contractele s-au făcut pe 10 ani. Nu au putut să iei de la altul să-mi dea mie. Dau un exemplu. Acum am mai închiriat de la unul, de la altul, mai de la oameni, de la parohie și cu ce mai avem noi proprietate privată, nu foarte mult, dar avem, le-am întreținut și le-am înmulțit. Acum, ce să zic, n-ar străca și mai multă pășunie, dar dacă nu-i, ne mulțumim cu cât avem. Deci dumneavoastră să ține mai mult eu, numai că n-aveți unde să vă învârtiți da, ele. Da, undeva la 40.000, 400 de milioane vechi, dau anual pentru terenuri, pentru pășuni. Asta în bani, lapte, miei, ce necesită. Nu neapărat. Sunt unii oameni care au nevoie să le dau lapte în valoare de bani care ar trebui să-i dau. Alții le trebuie bani, alții le trebuie miei. Dăm ce trebuie și le menținem. Și le înmulțim și le ținem. Cu speranța că într-o zi un fi mai liber, că acum cu subvențiile astea mulți le țin numai pentru subvenții, nu le mult, nu dau un ban pe oi, nu le, cum să vă spun, nu le apreciază. Nu adică... le apreciază, apreciază mai mult banii. Da. Sunt oameni care nu le tung, nu le tratează, nu se interesează dacă au apă, dacă n-au apă, dacă sătule, dacă nu. Să fie suma de bani stabilită pe subvenții, pe ele, pe terenuri și atât ai tăt. Nu mai doare capul că oile sunt bune, că sunt rele, că sunt tinere. Care trăiește e bună. Dumneavoastră mulgeți oile? Mulgem în fiecare an. De când am oi, în fiecare an. Cam de pe la Paște am început cam să... Cam câte oi mulgeți, mame? O fost când am mulți 1100. De exemplu, acum 2 ani am mulți 1100. Anul trecut am mulți vreo 900, anul ăsta tot cam așa 8-900. Că acum nu poți nici vinde miei și înțărca tăți odată. Pe parcurs, pe când îi înțergi pe unii, mai înțarcă din oile care au făcut lapte și tot, cam în jur de 8-900 am mulți de câțiva ani de zile. Cam așa. No, da? Dumneavoastră faceți produse sau vindeți laptele? Vindem laptele. Produse pentru noi mai mult. Și unde avem, așa să zic, un exemplu, obligații sau știu eu,
clienții noștri care sunt mai vechi, nu-i lăsăm, le dăm în continuare. Facem cum putem și îi servim. Sunteți mulțumit? Cât vă place aștept pe litrul de lapte? Da, eu sunt mulțumit și de lapte și pot să zic că și de miei, destul de mulțumit. Puteți să-mi spuneți cât v-a dat pe litru de lapte? Da, 6 lei am vândut litru de lapte permanent a noastră. Eu zic că e destul de bine, având în vedere bine. Că... Nu, în alte părți o fost plătit mai slab sau știu eu, dar nu, noi am fost mulțumiți. La cantitate mare se adună. Și miei cu cât i-ați dat? Ei am dat și cu 15 lei, am dat și cu 17 lei. Ați avut mai multe rânduri? Două rânduri, da. A fost bine cum a fost, ce să zic. Reformile ar ieși la 250 de lei bucata, nu fără nici acolo. Și cu ce mai primim un pic de subvenție de la stat, e bine, zic eu. Ar putea fi și mai bine, dar suntem mulțumiți. Având în vedere că alții să mulțumesc numai cu subvenția și cu ce vând ei, că de mulți nu le mulc. Să mă duc și la școală mai departe, să am o meserie sau, o, știu eu, să fac o facultate sau așa. Eu a fost drag să stau la oi și stau cu drag și acum. Nu mă bat din picioare când se întâmplă că trebuie să mă duc undeva și nu pot veni la oi în ziua aceea. Sincer. No, că când îți eu cu capul meu la ele, mi-s dragi, le văd cum mâncă, cum beau apă. Mai cum zic, am șteope multe pe aici că s-o tocați tinerii ăștia și tot îi mai iau în picioare. Le mai prind, le mai fac. Și e altă treabă, având în vedere că alții merg o dată pe lună sau pe săptămână la oi și atunci dă la cioban de mâncare sau ce are de dat și pleacă, nu mai interesează oile sau ce s-a întâmplat cu ele, cum sunt tratate, nu sunt tratate, sătule, bune, rele, nu. Dumneavoastră ce oi creșteți? Pe ce oi v-ați orientat? Oatișe și breaze, mai, cum să zic, mai mult oatișe. Am mai luat berbești brezi pe la Preichinghi, la cunoscuți care am știut ca oi breze, dar în general oatișe, mai mult. Bine, când am luat tot urmă de oi de la om și băle și ce-a fost acolo, le-am luat și cum a fost. Pe urmă le selectăm, ca mumiale eu nu am oprit niciodată, numai chiar oatișe și breze. Astea le-am lăsat și berbești. După cum se văd, n-am niciun fel de băl sau mărcuș sau bucălăi, numai chiar oatișe și brezi. Atâta și nu-i ții, două munte. După două munte schimbăm. Deci de oile astea sunt cel mai mulțumit. Da, sunt foarte mulțumit pentru că sunt niște oi, cum se vede, nu sunt nici, dar nu sunt nici foarte mari, cum am văzut pe alte zone. La mine am încercat să aduc oi mari din alte zone și nu le-au mărs. Că oaie multă pe la altă, pășunea, să zic așa, cam slăbuță după efectivul de animale și oaie mare necesită mâncare multe. Noi nu avem aici tocături, sute de hectare de lucernă, știu eu. Aici, Paște, de exemplu, anul trecut a fost seceta aia mare. Pe o aie mare brează, de ce da? Asta când găseau un pic de verde, zgerau, de ziceai că mor tăi acolo, le-ai dat porumb sau ceva. Când ăsta se bucurau de verdeața aia. Nu a fost mâncare. Dar de aceea am avut lapte de la 800 de oi, la 1 septembrie mulgeam 5 bidoane jumate de lapte la măsură. Am fost foarte mulțumit. Dacă erau niște oi mari, erau cadavre, tăte. Că, nu, animalul mare mâncă mult, clar. Iarna, după cum le vedeți aici, puteți veni la 1 februarie să vedeți tot așa de bun în spate și nu le dau fân, nici un gram de fân până fată. Nici un gram. Decât mălai. Deci nu mălai? Nu mălai și atât. Nici un pai de fân. Și în ochinii, pot demonstra asta și mulți care mă cunosc eu, și sterpile și care nu fate. Nu mănâncă fân tătă iarna numai o dată pe zi. Sara. Atât. Dimineața porumb și mărg afară. Și dacă o trăiți și-ți vine la primăvară să le vedeți, poate e mai faine ca amu. E oaia asta noastră de mijloc, nu nici mică, nici mare. Mănâncă pe tăloc, așa-s crescute, așa-s fătate aici la noi. Nu căpătat, să zic așa, mâncare cum le țin alții numai din lucerne și de-astea. Nu, eu n-am posibilitate să-i dau așa. Și acum am iernat o mie și ceva de oi și n-am 400 de baloți. Nu am cum să îi dau la o oaie starpă sau la notină să mănânce ce dau la una care fată. Nici la aia fătată, până în momentul când fată, nici nu vede saivanul, nici nu vede fân. Când o fătată intră pe saivan, mâncă de două ori pe zi fân și mălai. Atât. Dumneavoastră ce spuneți?
țurcana noastră poate să stea în gard electric. Nu, zic, e ca în pușcărie, nu, așa ceva e exclus total. Nici lâna pe aia nu-i mai ce trebuie să hie, nici nu, nu, nu-i place. I se micește stomacul, da, nici nu, nu mănâncă cum trebuie. Nu, oaie țurcană e oaie care mere și la șes și la deal și la munche și pe tălocul, asta diferă de zonă, dar ea reziste. La frig, la ploi, la multe treburi. În schimb, rasele astea de carne, părerea mea, eu nu am să zic, am câteva, nu știu, 5-6 oi aici de carne. Dar la mâncare nu-s pretențioase, dar în schimb nu rezistă la frig, la ploi, la chină, la mizerii, la ce rezistă astea la alte oi. A noastră oi din România, oi crescute din zona asta. Mai e mult era ciobani aici la noi în sat, când se țineau târguri, cum era mai de mult, nu merea să cumpere oi din târg la Sibiu sau de nu știu unde, zicea că nu le mere în zona asta. Astea oi de aici, de la noi, sunt învățate cu pășune, cu apă, cu tot ce e pe zona noastră. Și într-adevăr așa e, că se cumpărau oi frumoase și acum am văzut pe Facebook și doar o urmăresc. Oi grase, oi trăite, oi crescute. Le aduce aici și în două luni de zile nu mai merită o ceapă, nu merită un leu. Că nu sunt învățate cu traia ăsta rău, de la noi. Merg până alte părți, oile mănâncă numai lucerne, am văzut puși pe Facebook, berbecuți frumoși, grași, no, aspectoși. Dar ținuți pe stabulație, grijiți ca un copil mic, când l-ai scos de acolo și l-a înțepat aici într-o 1200 de oi și l-a scot în câmp, e gata. Nu mănâncă. Așteaptă mâncarea bună, aici nu mai primește. Nu-i mai mare în zona asta. Nu vreau să comentez sau să supăr pe cineva, dar nu au, cum să vă spun, efective mari de oi. 50-100 de oi până în 300 și alea întreținute ca lume, e ferească Dumnezeu. Au aspect, dar producție nu poți scoate de la 300 cum scoate de la 1000, că n-am cum. A mea le primăvara când au apucat la iarbă, s-o umplu de iarbă, dau lapte, nu dau alea de rasă, multe cum dau astea. Astea dau și lapte, că din moment ce are lapte, are și el, are și tot ce trebuie. Am văzut la mulți că nu au. Fată de grabă, s-a brăcălit, oile mănâncă, abra cât vreau ele, au acolo containere cu mălai între ele, buncări, adică cu mălai, fân, lucernă. Eu nu permit așa ceva. Cine își permite, foarte bine, bravo lui, ce să zic, că nu le ține de pe spatele meu, da? Ca să-ți un efectiv mare de oi, nu-l poți ține cum ține unul, 50-100 de oi. În condițiile ale, vreau să zic. Și apoi se afirmă că am, nu știu ce, miel de 40-50 de kg. Ai, mă, omule, că ai 20-30 de miei. Și un om care are un purcel acasă, îl ține mai bine ca și cum ține unul 20-30. Că face... Îs mai greu de ținut, mai greu. No, dar în schimb, eu sunt mulțumit de oile care le am. Având în vedere că, de exemplu, anul ăsta nu a fost nu știu ce ghindă, mâncare a fost un pic de secetă, nu pe a fost, apă... Beau eu oriunde, că învățate să bei eu oriunde. Ce să zic mai bine? Mulg în fiecare an. Nu ca așa alții, că nu le mulg. Eu le mulg în fiecare an. Păi, oi care scos de pe ele maxim tot, da, ce se poate. Da, eu am copii întreținut, am familie, mi-am făcut o casă de la oile astea. Cine mă cunoaște știe că nu mint. Am lăsat și neale, am și trăit, am fost și pe la nunț, am făcut bani din, vreau să zic, din ele. Numai că le țigă frumoase cum le țin alții, vai de mine ce oi am eu. Nu, domnule, eu le exploatez oile. Le dau iarna să mânce porumb, cum zic, poate mai mult decât le dau alții, fân mai puțin, că nu am unde să cosesc atâta fân să le fac să mânce. Cheltuiești și pe furaje și pe fân. Da, da. De exemplu, anul ăsta mă pregătesc undeva la aproximativ, zic, 65 de toni de porumb. Ale costă bani, cu totul că nu e așa scump ca anul trecut, dar trebuie să-l cumpăr. No. Și muncă multă. Cel puțin eu am muncit pentru oile astea. N-am cuvinte să vă spun. Și să las tineret frumos, și să vând, să fac bani, și să plătesc pășun, și cioban, și... No, vă dați seama. Nu e ușor. Că unii au animale bune și frumoase și nu le exploatează, dar au venituri din alte părți. Eu nu am. La mine singurul venit e din ele. Ce produc ele? Deci se poate trăi și cu oi mai mărunte, nu cu mărunte, că soi medii ăsta, mai mari decât medii. Nu, că-s mărișoare. Zic că-s mulțumit cum îs. Și la media de miei în fiecare an îs mulțumit cât eu pe miei.
având în vedere, cum v-am spus, ce efectiv am, că am avut și mai puține și știu cum să țin și puține. Eu dau 100 de oi, 300 le saturi pe marginea de drum. Nu-mi trebuie pășune. Da, dar când bag 1200 la astea le trebuie mâncare. Alea le țineam cu un balot, astea îmi trebuie 10 baloți pe zi. Ca să le dau să mânce. No, și de asta vă spun că nu m-am închins la animale foarte mari. Am și berbeci aici, am berbeci 100, poate peste 100 de kg. Și, no, oile, cum zic, nu sunt nici mari, nici mică, să văd, sunt oi de mijloc. Dar eu sunt mulțumit. Și ca lână, și ca aspect, și ca orice. Având în vedere, cum v-am spus, că am pornit la niște reforme, că mulți mă băjocoric când le-am cumpărat, au zis că au murit tăche. Da, nu au murit. Și ei n-au oi. De undeva tot trebuie să pornești. Da. E, da, ăia care mă băjocorit, am un oi. Tătă ia comentează. Și au avut mii atunci. Cine mă vede știe despre ce e vorba. Au avut mii de oi. Și eu n-am avut numai niște reforme și am oi destul de bune. Cel puțin eu sunt mulțumit. Și ei n-au corus de mine. O rugăminte am la dumneavoastră. Aveți atâtea oi. Ce faceți cu lâna? Foc. La mie de oi. Foc! Norocul meu e că nu am angajat oameni să mi le tungă. Cu praetinii le-am tuns, cu coptilul și cu ciobanii. Că dacă mai scoteam bani din buzunar să le tung, și așa am scos, că cine stunge aș pretinde o beare, cât ies de tăche. Dar, din păcate, de 2 ani de zile foc am făcut cu ea. I-am dat foc. Din păcate. No. Asta e situația. Păcat că pe timpul lui Ceaușescu am povestit cu cineva care ni prea de la Jina, cu maică s-am vorbit și îmi spunea că pe luna de la 300 de oi își lua casă la o fată când făcea nuntă. Și acum nu suntem capabili să ne scoatem tunsul, să plătim oamenii care le tung. Dacă îți plătești oameni, nu reușești să scoți, că la 1000 de oi trebuia să dăm 60, 70, 80 de milioane la tuns. Și atunci umbla femeile pe câmp să caute lână de oaie să facă o haină sau un ciorap sau așa știu eu. Și acum îi dăm foc orice calitate ar fi. La uite, berbești frumos. Frumos, am văzut. Și stinge. Nu putem să-i căutăm în gură. Îl strămni ori amândoi. Numai că vopsesc că, cum v-am zis, le-am făcut de la picioare că au fost șteaupe și le-am vopsit ca să știu să nu le mai iau odată la mână, să le mai prind. Dumneavoastră, cine puteți spune despre câinii ciobănești? Cum ai eu câini ciobănești am din... Ce să zic, nu-s rasă pură, niciunul. Am avut tot felul de rase. Dar am ajuns la concluzia că până la urma urmei corciurile astea, adică rasele între ele sunt mai buni, corciți așa. Sunt de acord cu orice rasă de câini. Am avut și bucovina, am avut și carpatini, am avut și mioriti, și cangal, și tot felul. Și corbi, ai spus. Și corbi, da, așa cum am o căsau de corbi, o puteți filma aici, de față. E foarte, dintre toți câinii zic eu că corbi sunt cei mai aspri și mai vigilenți, mai buni. Și se bagă la care? Se bagă la orice, și la om, inclusiv la om agresivi. No. Depinde și la om care ce-i place. De cangal ce puteți să ne spuneți? Sunt niște câini foarte agresivi la sălbăticiuni, ajerii, așa am crescut, doi căței frați. Nu dintr-o fătare, că au fost din aceeași cățaua, dar au fost diferență de o tură de căței între ei. Au fost foarte buni. Probabil și din cauza că au crescut cu câinii mei aici, s-au învățat, n-am avut dificultăți să se bată între ei sau așa. Ce vă pot spune că n-au simț, miros, din ce am deduz eu. Nu miros ca alți câini. În schimb, când o simți ceva, se bagă agresiv la orice, la lup, la urs, la... Dați niște câini mari, greoi, și când îți mulți la oaltă și ăsta nu se pot apăra, adică nu se pot feri. Și îi omoară ursul, lupul, știu eu, că se bagă prostește. Și chin mulți, nu se pot apăra. Câinii nu trebuie să fie nicio rasă de câini chiar măroși de tătălui. Că-s moi. Adică moi în sensul că deja simt sau au curaj. Nu țin pasul cu sălbăticiunile.
No, un câine de asta corbi e o mărime medie, nu nici nici mare. Sunt câini aspri, câini uți, mărg, sunt țitori, sunt nervoși, sunt buni, adică cum să vă spun, în sensul că țâncă tolalte, ca grup, așa, ca haită. Sunt uniți, asta face foarte mult din punctul meu de vedere, să ție câinii la oaltă. Adică să nu fie ghezbina, să se bată între ei, că n-ai făcut nimic cu ei. Am urmărit și am văzut și eu, no, câinii de multe feluri. Acum fiecare cu ce are, ca asta să servește, până la urma urmei. Și da, dumneavoastră ați dedus că metișii da, metișii sunt cei mai buni din punctul meu de vedere. Nu neapărat că între o rasă și alta. Fiecare om să-și corcească cum vrea. Vine aici de acolo. Eu asta am făcut. Am tot corcit pe ei, în toate felurile de rase. Și am dedus că aici sunt niște câini buni. Aspri, nu sunt pretențioși, că asta e foarte important. Care e rasă pură, să nu spune nimeni, necesită multă atenție, adică tratamente, niște câini un pic să bă, scuze cine, proști, nu isteți deloc, zmoi, nu se descurcă bine. Corciurile sunt niște câini nu sensibili deloc, nici la tratamente, nici la mâncare, nici la nimic. Ce am văzut eu? Acum, ce să zic, unii oameni au alte păreri și sunt de acord cu ei, fiecare om are părerea lui și nu o... Eu respect, adică. Dar eu asta am crescut. Am corcit corbi, am corcit cangale, am corcit bucovina și care au fost corciți, au fost mai buni. Asta am văzut eu. Acum, ce să zic? Fiecare om are câinii lui, îi mulțumit poate de care are și el crede că aceia-s buni. Și eu cred că-s buni corciurile. Asta e părerea mea. Ce să zic? Rasă ca rasă de câini, așa, zic că corbi cei mai buni. Eu asta zic din ce am văzut de când am cățat asta. Că e bună la lup, la om, la câini, sunt țitoare, aspre. Ce să zic mai mult de atât? E bună la tăchiceale. No. Alții, de exemplu, cum sunt ca ocazianii sau câinii de Bucovina, sunt câini mari, stari, nu zice nimeni, dar câini grei și nu măr la distanță, nu aspri, nu fug, nu să urăsc, nu țin pasul cu... O, de exemplu, câinii ăștia, dacă vine lupul în mână, 3-4 km. Un câine de ala de Bucovina am avut mare, avea 80-85 de kg. În 300 de metri și așa nu ținea pasul cu ăștia câini. Să întorcea înapoi, că n-avea cum să ție pasul cu ei. Acum, fiecare cu gusturile lui, ce să zic. Și în funcție și de zone. De exemplu, cum e la noi, după cum puteți vedea, schini, tufe, îți trebuie niște câini mărunți, aspri, ieși, să umble, așa vreau să zic, repede, să caute, să verifice terenul. Dejaba stau înapoi atâta ziua și când ajungi de aici până acolo, o sări lupul între ele, el nu știe nimic, că e în spatele tău. Niște câini să verifice terenul când te-ai băgat, pe o râpă, pe știu eu. Nu să margă la vânătoare, nu știu unde, dar înaintea oilor și să simtă. Asta e cel mai important din punctul meu de vedere, să simtă orice ar fi. Lup. Orice ar fi să-l simțească. Dacă apucă de să bagă între oi, după el poate simți că ți-o omor două, trei oi, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Alea le dai la câini, ce să le mai faci? Să-l simtă până n-ajungi acolo. Eu așa zic, și noaptea și ziua. Beri, ziua, te plouă, vrei frig, știu eu. Sara când te pune să te hodinești, nu te mai poți hodini de lup, că vine lupul toată noaptea. Dar dacă ai niște câini buni, te-ai putut întoarce în cea parte să te hodinești, că nu se bagă. L-o simțit, l-o lua, l-o dus, nu-i dă voie să se apropie. Asta e, din punctul meu de vedere, important. Să nu se poată apropia de staur. Orice ar fi. Dacă îl simt de grabă, câți ai? 3, 4, 10 câini să duc la el, eu nu mai lasă să fie. Dar dacă îți moi și dorm acolo și nu, ăsta, vine lupul să bagă între ele, pe atunci pot să striga. Dumneavoastră, cu câți câini ați putea să ciobâniți la 1000 de ori? Eu, sincer, să fiu permanent de la ele cu 2 câini. Cu doi. Că face mult și din ciobani. Nu neapărat. Câinii nu se pot păzi oile singuri. Deja ba, ai câini buni, că vine un lup, l-o sânță câinii, vine poate intenționat să-l simte. Și îi trage după el, adică câinii se duc după ala. Și vine altul lup liniștit că n-ai niciun câine la staul. Dacă tu nu ești stăpân să te trezești, să vezi care e treaba. Pe celălaltă câinii, celălaltă... Am văzut cazuri când s-o spărea oile în staur și ciobanul nu s-o scula din colibă. Pe când s-o scula el, o rup staurul, s-o dus. Apoi a fost al lui, omorât cât i-o vrut el. Asta-i.
O bătu câinii, te-ai sculat frumos, le-ai dat gură, câinii deja se încurajează când te aud. Sălbăticiune, ce îi, lup, urs, deja nu mai vine așa. Că aude că este om acolo, este stăpân. Dar dacă nu zice nimeni nimic, au venit un... Eram așa pe marginea la șosea, am fost mâncată, chiar am terminat de mâncat. Și s-a oprit o mașină străină acolo pe drimine, dar sunt câțiva ani de zile. Și zice, bă, vrei să-ți omor câinii? Eu mă așteptam să scot o armă de vânătoare sau ceva, cam cum, adică să-mi omor câinii. La care domnul o lăsa jamul jos și a sărit un amstaff între câinii mei, un câine de lupte. Chiar l-a duceau de la ceva concurs, cum o câștigat acolo. El a văzut că am doi câini aici de ciobănești lângă mine, s-a gândit probabil că cum ne abate sau nu, ar râde de mine, că știu eu ce face câinele lui cu om ei. Dar eu de fapt avem vreo 7-8. Și când a ieșit restul de câini în părău, ce să zic, câteva minute cât ai fumat o țigară, l-au făcut bucăți. Oricum, orchidea agresivă, un câine, Rottweiler, Pitbull, ce-a fi el, îi face față la unul de aici stadianos. Eu nu zic că nu, că i-a antrenat pentru așa ceva. Dar deja când aici sunt mai mulți și lângă oi, ei știu că trebuie să-și păzească turma. O prins 5-6 de el, l-au făcut ca pe un porc de Crăciun, de Ignat. L-au împărțit în toate direcțiile. S-a apucat domnul de plâns. N-are rost acum, mai târziu, nu trebuie să-i dai drumul. Da, a fost o întâmplare, ce să zic. Nu fi gândită nici domnul ce se întâmplă, să zic așa, nici eu nu m-am așteptat că ce planuri are el. Dar sfatul ăsta eu nu-l dau la nici un om să duc un câine de casă sau de... chiar de lupte să fie antrenat. Eu nu dau sfatul ăsta să-l duci, să-l pui la bătaie cu niște câini ciobănești. Pentru că aici sunt crescuți, aici sunt fătați, aici nu suferesc. Un lup, o vulpe, un urs, ce vin, mulți câini care își dau viața. Sunt în stare să-și dea viața, poate sunt conștienți, poate nu, că mor, dar nu suferesc un animal străin lângă oile lor, lângă locul unde sunt crescuți, unde trebuie să păzească. Teoretic, așa ar trebui orice câine de pază de oi să le păzească din toate punctele de vedere. Că vine un om străin la optea, că vine un animal sălbatic, ei trebuie să-și apere turma. Eu asta zic. Apoi, nu, fiecare cu concepția lui. Eu sunt mulțumit de ce am, de câinii care am, vreau să zic. Am 15 ani de zile de când am turma mea personală. Eu omor lupii, dau oi, atâta că le-au omorât, nu le-au mâncat. Odată una și la vreo câțiva ani de zile alta. Și un el crud l-a luat și l-a dus. Nu știu, l-a mâncat, nu l-a mâncat, nu l-a mai scos câinii, nu l-a mai ajuns. Dar n-am văzut lup încă să stea la, sau doi lupi să stea la discuții cu câinii, vreau să zic. Când s-a dus la el, l-a mânat, l-a dus de acolo. No. Iar în noaptea, cum v-am spus, nu port grijă aia. Mai groază mi-ar fi zua, că e așa dintr-o niște stini, îți prinde oaie și ți-o omoră și dacă o scot câinii, e bună moarte, nu mai ai ce face cu ea. Da. Am văzut și câini lăudați, tot felul de rase și poate nu merită o ceapă. Și-s foarte mult asta, sunt conștient. Ce câini v-a plăcut cel mai mult? Așa, ce ați văzut dumneavoastră? Eu, din cât am văzut, sincer să fiu, corbii ăștia îmi plac cel mai mult, ca rasă de câini. Și, repet, corciturile. Dar crescuți la aceeași târlă de oi, aia fac echipă. Dejaba cumpere un câine de nu știu unde, probabil că la om a făcut treabă bună și o merita mai mulți. Dar aducându-l în altă formație de câini, aici câinii ăștia numai ce dau după el. El ar fi câine mare, matur, bărbătos, nu s-ar lăsa, mârâie, ăștia la alții îl mănâncă, adică îl bat și el deja se descurajează, nu mai are. Și cum a spus și dumneavoastră, nu vi zbate câinii pentru un câine. Am cum, pentru că eu dacă am crescut 7-8 câini și cât de cât îți bazat pe ei și aduc un câine de la un prieten de nu știu unde, bun să fie, dar nu pot să renunț la a miei 7 pentru a la 1, că a la 1 nu are cum să facă cât fac aici 7 la oaltă. Nici într-o privință. Cel puțin eu de părerea asta azi. Deci dumneavoastră ați avut numai două întâmplări cu lupul. Dar de când ciobănit? Spuneți-mi. Nu a avut ocazie. De exemplu, am filmări de acum, de duminica trecută. A venit un lup cât un ghițel să fie la oi. Și aveți filmare cu el? Da. L-am lăsat să fie până aproape de oi. Mare, foarte mare lup. Și a fost și 3, și 5, și așa. Dar dacă îi sânțăsc când e din timp,
Ciobanul e atent, unde la trec câinii, dai gură, câinii se duc, îl fugăresc și nu mai vinde. Nu? Ziceți așa niște întâmplări grele care le-ați avut, care v-au pus la încercare. Urs, lup? Nu, cu urs n-am avut niciodată. Aici aveți numai lup, ați spus. Am văzut și urme de urs, am mai auzit de la alți ciobani că au văzut sau știu eu, vânător sau așa. N-am avut dificultăți cu ursul, de ce să mințesc. Lupul ne-a frecventat. De câțiva ani de zile s-a stabilit tot urmă de oi aici la noi. Mă rog, domnul nou a avut mare grijă de ele, au început lupti și-o dat de ele și s-au stabilit aici. S-au și înmulțit în același timp. Și de atunci, de vreo aproximativ 10 ani de zile, ne frecventează. Primăvara, toamna, uneori și vara. Dar după ce știu câinii că vine lupul și așa, deja îl așteaptă cum ar veni. Îți mai precauți și nu îl mai lasă să vie. Și apoi crescând căței cu câinii, să învață și căței, pe urmă, în cel an, iară lași 2-3 căței, iară să învață și cu ăștia câini și nu îl lasă. Lupul a venit de multe ori. Au fost an când l-am văzut și de 30 de ori într-o primăvară. 2, 3, 5. Nu m-au stricat. Astea au fost niște ocazii a lor și niște, cum să zic, neglijențe a noastră. A ajuns lupul la ele. Că altfel nu, nici atunci nu avea ocazie. Da, odată stai de vorbă cu cineva, odată cureți oaie la un picior și poate lupul te urmărește de dimineață. Când a prins ocazia, ți-a prins. Că nu poate duce cu tot o altă treabă, dar după ce o omoră, nu mai ai ce să-i faci. E pagubă. Sunt unii la care le-a omorât anul ăsta, zeci de oi, nu știu cum, eu despăgubit cineva, nu eu despăgubit. Cunosc cazuri foarte multe unde au omorât vara asta și 30-40 de oi din tot urmă. Dar am asta nu știu, că din grija ciobanilor, din neglijența lor, din ce să zic, nu știu. Habar n-am. Dar s-au întâmplat cazuri. N-am avut până în prezent, mulțam la Dumnezeu de sus, cazuri de astea să-mi omoare, știu eu, nu știu câte, cum v-am spus. Una în ton an de zile și poate 2-3 ani nu mi-o mai omorât. Odată unul dintre ciobani mi s-a dus cu țigări să-i ducă la alt cioban și-o lăsa oile singure cum le lăsa aici în fundul ăsta. Eu puneam fân, era iarnă, cu copilul la oi și am văzut când el se va încălatră în direcția către oi în sus. Pe când ne uităm, doi lupi au fost prins oaie. S-au dus câinii de acolo de la Saivan și au scos, au lăsat luptiu aia, că n-au avut ce face. Dar vina a fost a ciobanului, că le-a lăsat singure. N-au fost de vină nici oile, nici câinii, au fost ciobanul. Că până la urma urmei, cum v-am spus, dacă nu ești lângă ele, câinii-s câini. Să eu să duc după unul, vine altul pe altă parte și ți-o moară. Sau poate chiar mai mult. Să vă luăm. Hai, hai bătrânile, hai. Să vă luăm. Să vă luăm. Să vă luăm. Hai aici. Ce-i luăm? A, nu-i lacă-mi pe mâncare, nu-i luăm. Să vă luăm. Ce nume aveți la ei? Ce nume să pun aici în zona dumneavoastră? Ala, de exemplu, e Novac. Ala e tata la căței aici. Aia e Mura, asta e Hoța, Bălan. Mama acolo, cățau, mama la căței aici, aia Adeleana. Aici. Aici. Nu stau pe lângă dumneavoastră, tot pe lângă oiis. Nu câinii. Stau. Nu, că nu mă prea joc așa să zic cu ei. Nu-s prietenou și ei așa de felul lor cu omul. Păi... No, ala e frate cu celălalt, dar nu-s dintr-o fătare, că e diferență de 2 ani între ei. Ai ăștia spui de la el, ăștia doi. Mama mea rădau cățele, mama la cățeia ăștia și încă cu una ale iară surori. Tot am lăsat în fiecare an, 2, 3, 5, până în 10 căței. Și pe iarnă, să zic un exemplu, când s-o maturiza bine, i-am mai selectat, că n-avea rău să ții nu știu câți căței. Care e mai bun? Din ton cui de 10 căței, poate, din părerea mea, zic eu, vreo 5-6 dacă îți buni cum trebuie. Nu tăzi ești bun. Alții îți moi, alții, știu eu. Oh, nu tăzi la fel. Hai să l-am, cum v-am spus, hai să l-am barbinit, tăte au fost plin de vierme, au fost bolnav rău. N-am dat de el, au fost căldurile alea mari, pe când l-am găsit, au fost mai mult mor, după 3 zile. Da, și-o revenit bine și, no, mere bine la lup, mere la om, mere la orice. Numai încă nu a crescut părul pe el și mai sensibil așa și la mâncare, celălalt la mâncă bine și ăsta. Au fost 5 frați, dar au rămas numai ăștia. Că
Și nevastă merge, bă, atâția căței, bă, nu, no, atâția, dar pe iarnă nu rămân atâția, mai mor. De exemplu, de când a apărut parvoviroza asta, boala asta, mor și vaccinați. Am, ăștia au fost vaccinați 5 frați de 3 ori și tot au murit, da, a rămas cu 2.
Domnul Marius, aici ce avem? Aici văd că aveți aici un muzeu de clopote. Da. Îs de la ciobani vechi care au murit, am cumpărat de pe la familia care a rămas în urmă. Țângalaua, cum le zicem noi, clopote, avem în jur de 100 de țângalaua de astea și cam 100 de cealaltă de tablă. Plus, mai sunt pe oi, avem vreo 300 de tăte. Au și mi-au ars multe, dar au și rămas. Și am mai cumpărat. Eu nu știu că e marfă bună, nu conta prețul, am cumpărat. Și sunt cam pe categorii tăte, dacă se pot vedea. Figurile de ei, da? Oh. Da, da. Și, domnul Marius, acum vă întreb, de unde e dragostea asta așa de mare, de oaie? Eu mai rar vezi așa oameni care să iubească. Și de clopote, uitați dumneavoastră ce... O femeie în vârstă m-a grijit când părinții mei erau la servici și băieții ei au fost ciobani. Și mă ducea de mic acolo la oi. La copti. Și acolo am prins dragostea asta de oi, de câini, de clopoți, de tot. Și am, dacă mi-a fost drag, am și învățat să cunosc, adică să am calitate, nu orice. Cum puteți vedea, uite, marfă una și una. Nu? Văd pe mulți că postează pe vânt, pe ame, n-au nimic. Ei cred că au, dar n-au. Uite, și aici pe asta rudă numai de fabrică, tăche, tăche. Stați așa, se trece și pe partea alaltă. Speciale. Da. Foarte, foarte bătrâni. Asta le știu sigur că sunt vechi, din... foarte vechi. Și mai am de astea la alte, mai mici ca ele, dar bătrâni, rău, de tot. Cam ce vârstă poți să aibă? Ce? Da, păi, cine le-au avut în morți e 40-50 de ani. Nu, no, le-au avut de până tinereții, de pe la părinți, de pe la... știu eu. No, și iar am două dube, stăpânul lor a murit de vreo 10-15 ani, au avut multe clopote, le-am luat de la cineva de unde le-a vândut el, că el nu a vrut să le vândă. Că până la urma urmei le-a vândut tăche într-un loc și eu de acolo am cumpărat. Dar cu greu. Asta are un clopot vechi. Am țângalaua vechi, deci asta tăche-tăche e vechi. Mulți fac amut după forme, după aspectul lor, dar nu bagă marfa în ele care trebuie să fie cum erau mai de mult. Mai de mult, nu. Omul băga marfa bună, probabil că nu vrut sau nu a avut să bagă alta. Numai calitate, dar să și vede. Asta când îți pui pe oi, nu mai poți vorbi nici la telefon. Nu mai auzi telefonul că te sună cineva sau că latră un câine sau... când s-aud astea, când își dau drumul ăla să mănânce dimineața sau după miază, așa, adică să sară. Să mai nerge unul care are de astea. Oh.
Tot felul. Tot felul. Și ce ați văzut pe oi, tăchez, numai de calitate, nu orice. N-am avut timp să le pui curele, să le mai renovez curele la care sunt mai sclave, să le poți pune pe oi. Anul trecut le-am avut pe oi aproape tăchii. Anul ăsta n-am reușit să pun numai un sfert din ele. Uitați-vă și pe partea din jos. Deci sunt niște clopote mai vechi. Da. Aici, iară, pe capătul ăsta, am niște țâmbalau foarte vechi. Foarte, foarte vechi. Nu știu cine l-ar putea spune vârsta. Deci astea sunt foarte vechi. Foarte vechi, da. Să și aude, să și vede pe ele forma lor. Sunt făcute de fabrică. No, acum cine mi spunea mie, zicea că de pe timpuri, de pe... Aia se dau vechi de tătului. Cel puțin la mine sunt de vreo 30 de ani. Și eu tot așa le știu. No, sunt galau făcute de fabrică, nu de... cum le fac acum. Asta sunt duble vechi. Asta nu găsește asta, poți umbla cât îi vrei. Ai și o dubă de alamă acolo. Am. Asta e părăte cu asta de aici. Nu te de prietenii mie, nu-s de mine. Că ți-ai făcut de prietenii tale? De prietenii mie, da. Ei mi le fac cadou. Am prieteni și eu mulți. Și dușman, dar și prieteni. Uite ce frumos e ăla în capăt, ca să poți să prinzi oaia, să o cureți. Da, cârligul, asta e pe timpuri. Asta. După modelul ăsta sunt făcute noi. Da, să știți că care n-au golul ăsta aici în capăt, că am prun cu bădat o șaibă. Nu ce trebuie, sunt copii. Aia să-ți bocea de bărati, de bărbați. Dacă îi dai și la ursul la între urechi, că-l pui în cur. Uite. Bocie de oameni, nu de tufe. E pălătăț felul de ciobani. Asta se cuce un prieten de la Dejde, Vasile, sigartău. Face cele mai sănătoase bocie. Bocie adevărate, vreau să zic, nu cioplite și slabe când ai cu ea în ceva să rupe.